Salut, camarazi! Astăzi o să vă vorbesc despre lucruri mai puțin cunoscute, lucruri mai rare, dar care totuși există, că vrem sau nu vrem, ele există. O să vă vorbesc despre venusienii pe Terra, pe Pământ. Timp de 2 secole, în perioada cuprinsă între anii 1600 și 1800, Imperiul japonez a fost unul dintre cele mai izolate locuri de pe suprafața globului terestru. Orice contact cu alte civilizații pe care Japonia l-a avut în toată această perioadă a fost consemnat cu minuțiozitate de cronicarii vremii. O întâmplare ieșită din comun s-a petrecut în anul 1803 într-un sat de pescari japonez. Aceștia au fost surprinși să vadă un vapor cu o formă deosebită care se apropia de țărm. Mulți dintre ei au plonjat în apă să întâmpine misteriosul vapor. Partea superioară a vaporului era vopsită în roșu și avea ferestre din cristal. În interiorul vasului, pereții erau decorați cu texte într-o limbă necunoscută. În interiorul vaporului a observat o tânără care avea o înfățișare diferită de cele cu care erau japonezii obișnuiți. Pielea era foarte albă, părul era de culoare roșu aprins, iar ochii aveau dimensiuni mari. Femeia ținea în brațe o cutie. Pescarii au încercat să o comunice cu tânăra, însă aceasta a refuzat orice formă de comunicare. În momentul în care pescarii au încercat să urce pe vapor, acesta a luat viteză și a dispărut în apele Oceanului Pacific. Această apariție bizară a mai fost semnalată și în alte zone ale Japoniei în aceeași perioadă. Coincidență sau nu, un trip de indieni din America de Nord a prezentat unor cercetători o bară pe care sunt inscripționate semne care seamănă cu hieroglifele reconstituite de pescarii japonezi după misterioasa întâlnire. Aceleași hieroglife sunt gravate pe poarta soarelui din Tiahuanaco, în Peru. 3 locuri diferite, la distanță de mii de kilometri, prezintă aceleași tipuri de hieroglife. Toate aceste 3 întâmplări au fost coroborate cu o altă descoperire. Vechile documente descriu o altă întâmplare care s-a petrecut deasupra lacului Titicaca. Dintr-un obiect zburător au coborât creaturi care aveau capul oval, urechi și ochi mici. Documente antice îi prezintă ca venind de pe planeta Venus. Numele lor era Orehona. Se mai spune că ei au luat mai mulți copii pe care i-au urcat în nava lor. Între lacul Titicaca și liniile desenelor uriașe de la Nazca, din Peru, a fost descoperit un sit al unui oraș misterios. Orașul a fost construit la peste 3800 de metri altitudine. În sudul Boliviei au fost descoperite temple piramidale înconjurate de ziduri imense. Mai mulți specialiști susțin ipoteza că vizitatorii de pe planeta Venus sunt creatorii orașului Tiahuanaco. Inscripțiile descoperite descriu sosirea giganților venusieni. Textele vechi îl descriu pe fiul lui Orehona, care ar fi condus miticul continent Atlantida. Există multe similitudini. Același tip de hieroglifă se referă la obiecte zburătoare misterioase. Numele unei femei Orehona, giganții venusieni. Toate aceste probe, urme, mărturii ale trecerii pe Terra a venusienilor au fost descoperite în diferite colțuri ale lumii, începând cu Japonia, America de Nord, Peru, Bolivia.
într-o grotă din Kohistan, India, a fost descoperită o inscripție pe unul dintre pereți care susține existența unui drum spiritual între Pământ și Venus. Sper că v-a plăcut, vă pup cu drag!